Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Noi despre Noi. Astăzi de dimineață toată capitala a fost întoarsă pe dos. De ce zic așa? Pot să pun pariu că mai mult de jumătate dintre cei care au circulat prin centrul capitalei au înjurat măcar o dată traficul infernal și ordinea făcută pe străzi de către poliție de patrulare. Ba mai mult, la situația meteorologică destul de complicată, gerul de afară și drumurile necurățate s-a mai adăugat pe capul omului simplu și incomoditatea oferită cu multă râvnă de a nu putea ajunge acasă. Am fost martor ocular la o situație. O familie care se grăbea acasă pentru că îi aștepta mama bolnavă nu a reușit preț de o oră să ajungă la domiciliu pentru că străzile Columna, Pârcălab, Dosoftei, Eminescu și o parte din Bulevardul Ștefan cel Mare au fost blocate. Toate aceste situații care un cetățean simplu nu trebuie să deranjeze, de fapt, se datorează unui eveniment organizat într-un hotel de lux de pe strada Pârcălab. Nu trebuie să fie deranjați ei, însă noi trebuie să înghițim în sec și să suportăm ambuteiajele infernale din capitală. Inspectoratul de patrulare a recomandat oamenilor despre care vorbeam mai sus să se revolte șefilor săi, adică polițistul care a deranjat și a discutat cu oamenii, pentru că el este mic și nu rezolvă nimic. Poate agentul de patrulare totuși cu exces de zel a îndeplinit ordinul. Poate nu este necesar chiar atât de strict să fie curățată porțiunea de drum unde urmează să se organizeze careva evenimente cu participarea conducerii de vârf. Noi rămânem la moment doar cu întrebările, fără răspuns și speranța că ceva se va schimba totuși. Acesta a fost cuvânt înainte, iar discuția din această seară va fi purtată la tema autoritatea publică locală și importanța acesteia în dezvoltarea Republicii Moldova. La temă vom discuta cu invitații Dinari Cojocaru, consilier PSRM, Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și Iurii Onifriciuc, primar orașul Vadului Vodă, municipiul Chișinău. Bună seara și mulțumesc că pe timpul acesta ați reușit să ajungeți la noi. Bună seara! Pentru că e complicat, e cam greu de ajuns, dar ați făcut față timpului urât de afară. Dumneavoastră, vreau să încep cu domnul Onifriciuc, ați fost, din câte îmi dau eu seama, la evenimentul care s-a întâmplat ieri în Palatul Republicii și anume a fost o întrunire organizată de guvern pentru a prezenta niște programe naționale, dar vreau aici să menționez că este a doua întrunire cu toți șefii administrației publice locale, adică toți primarii de sate și președinții de raioane, inclusiv și unii consilieri, și, pentru că pe 1 februarie a fost prima întrunire din acest an, întâlnire, care a fost dedicată zilei autonomiei locale și la fel organizată în Palatul Republicii. 1 februarie, 1 martie, cam des se organizează aceste întruniri. Dumneavoastră ați fost și pe 1 februarie și pe 1 martie. Ce ați simțit? Este această alertă așa dedicată anului electoral sau totuși se vrea să se lucreze ceva? Nu, după viziunea mea, Autoritatea Publică Centrală organizat evenimentul cel 1 februarie ca ziua funcționarului public, ziua lucrătorului din cadrul administrației publice locale și firesc că a fost normal, cu felicitarea, cu ocazia sărbătorii anuale. Administrația Publică Centrală a promovat atunci o idee, adică a fost spusă din partea chiar administrației publice locale, din partea președintelui Calmului, că de doriți să fie o lucrare mai strânsă, mai amplă, mai plină cu Administrația Publică Centrală, ce ține de administrația publice locale. Și ia ca pește o luni de zile, dumnealor, iarăși au găsit un motiv de a convoca o ședință iarăși cu participanță, cu participarea primarilor din, practic, din toată Republica, la care a fost prezentat un program, eu aș spune, destul de interesant, dar nu știu cât este să fie realizabil, de atât că, reșind din ceea ce noi am făcut ultimii 5, 6, 7 ani de zile, adică careva, spunem mai dacă, schimbările ce ține în dezvoltarea, nu prea am simțit noi, dar la noi toți primarii se mizează pe faptul că da, poate anul ăsta să fie mai bine. Poate ca și fiecare om. Ladă, anul trecut a fost mai rău, anul ăsta să fie mai bine. Totuși, dumneavoastră ziceți că s-a organizat această întrunire pentru că nu era legătură, că s-a promis și s-a cerut ca să fie o conlucrare. Da, ea nu era deloc cum am înțeles după prima întâlnire și
și a doua, între, spunem așa, cârmuirea calmului, au fost careva întoluniri cu reprezentanță guvernului, ministerii diferite, poate și cu prim-ministru, eu n-am fost, nu pot să vă spun, dar așa măcar au fost spus de către alți primari care sunt membri calmului, dar și asta poate a fost un rezultat pentru a face întrunirea de 1 martie, cu ocazia aceasta, poate și că sărbătoarea ziua primăverii, mătișorul, asta e poate o legătură, dar acei faptul cel că au fost 3-4 miniștri care au luat cuvântul și au explicat careva proiecte care au fost pornite pe toată Republica Moldova, ce ține de Ministerul de Afaceri Interne, program cu violență în familie, ce ține de reabilitarea străzilor în Republica, adică programele destul de interesante, dar iarăși noi toți primarii stătim și ne uităm, zic, poate au venit timp, poate de Doamne, poate să fie realizate, adică frumos. Ce a să fie la sfârșit, a să vedem. Adică am văzut ce s-a promis și ce s-a programat și a să vedem mai departe care să fie realizările. Da, nu noi, trăim, totuși... noi toți trăim cu speranța că totuși a să schimbe ceva și a să fie careva realizări. Când asta să fie, nu cunoaștem. Domnul Dinar Cojocaru, dumneavoastră nu considerați că prea des se cam adună autoritatea centrală cu autoritatea publică locală și nu seamănă aceasta a fi un fel de spălare de creieri? M-aș considera că nu este numai spălare de creier să apropie alegerile. Totodată mergi și o companie destul de agresivă, aș spune eu, deoarece pe lângă întrunirea pe care o fac... Aș spune că nu chiar binevol cu toți primarii din Republica Moldova, care chipurile sunt invitați, dar noi știm cum a intrat Partidul Democrat, având 200 de primari. Acum, 2 ani de zile, la moment are mai mult de 700 de primari, care de la diferite partide, care erau adepți a altor idei, le apărau aprig, acum, într-un moment dat, treptat, toți trec la Partidul Democrat. Din mai multe surse știm că sunt influențați pentru a trece la Partidul Democrat și cam nu știu cam cum i-ar refuza așa invitații când vine de la Partidul Democrat în genere oricare din ei. Sunt nu numai invitați la așa tip de acțiuni, dar chiar și la conlucrarea, dacă să luăm, de exemplu, un proiect oricare, el este... o conlucrare strânsă cu diferiți agenți economici care tot au o apartenență cu același partid. Domnul Onifriciuc, domnul Filip a zis, cum ați menționat și dumneavoastră, privind programul național de reabilitare a drumurilor, că această realizare, această grijă pentru bunăstarea poporului se face în marea speranță de a crește, de a ne dezvolta. Dar până la urmă, drumurile nu se repară din fondul rutier? Până la urmă, toate acestea nu sunt din banii omului? Nu, eu am înțeles că de fondul rutier orașa localitățile au posibilitatea, adică anul trecut și anul acesta, să aibă posibilitatea să folosească de bani din fondul rutier cât cuvin la fiecare localitate. Dar programul ăsta, am înțeles că este plasat pe banii din alt sursele, din care nu cunosc, dar asta este alt program. Uh-huh. Nu legat cu fonduri. Fondul rutier, orașa, administrația publică locale pot să aderă să-l primească și să-l lăsească pentru necesitățile localității. Dar asta e alt program care privede reabilitarea străzilor, cât ați spus, 1200 de kilometri, da, pe anul este care vine 2018, pe toată Republica. Cât asta să iasă la fiecare localitate, se poate de calculat, nu e așa de greu, dar cam nu știu... Toți vor avea dreptul să participe. Cum? Selectiv? Da. Sau cum adică se va întâmpla acesta? S-a explicat că banii acestea să fie alocați pentru raioane. Uh-huh. Raioane de a să facă niște licitații, tendere prin care să fie selectat companiile care să implementeze lucrurile acestea și astfel lucrurile acestea să fie făcute prin... adică banii n-a să ajungă direct la primăriile, dar să fie făcute prin raioane. Așa s-a explicat în cadrul programului. Așa s-a explicat în cadrul programului. Dumneavoastră credeți în... Noi știm că la noi, la Chișinău, prin exemplu, primăria municipiului Chișinău anual eliberează în jur la 1 milion de lei pentru fiecare suburbie din cadrul municipiului pentru restabilirea drumurilor. Și banii acestea până anul acesta au fost repartizați direcție transport public și către comunicații
care trebuie să organizeze tenderele, licitațiile, să execute lucrările în suburbiile. Dacă la noi îți luăm așa aritmetică, suburbiile sunt la numărul 18 în localitatea, și deamă direcția transport public singurul face grafic care localitate după care a să margă. Eu știu despre noi și alte localități cu câteva care deja 2-3 ani de zile rândul până la noi nu ajunge. Deci nu asta să văd parte adică de banii, milionul acela. Banii ce este, deamă vă 2-3 ani la rând, sunt folosiți în alte suburbii, că acolo s-au omărit lucrările ori, poate are mai, era mai aproape nu de administrație. Nu numai dumneavoastră vreau să vă zic, că emisiunea adică... noastră Noi despre noi organizează o soră mai geamănă a emisiunii Noi despre noi pe teren și în Condrița la fel n-a mai ajuns banii aceștia. Adică eu știu, eu știu că de la Ciurescu, mi se pare că tot nu ajuns, noi cu primarul am discutat și am plecat întrebarea, de ce noi trebuie să dăm, că direcția, fix așa eu mă tem ca să primească și cu raioanele. Că și cu programul acesta național. Să fi, da, să nu fie așa, ca să fie un întreprinor, care pur și simplu fizic n-a să reușească între cele 40 de localități din cadrul raionului să facă lucrările treptat. Că noi știm că lucrările de asfaltare merg de cât 5 luni pe an, 6 luni pe an practic se poate lucrat. Restul timpul nu este favorabil pentru lucrările de drumuri. Dar au spus că poate și el să trebuiască să angajeze mai multe firme. Dar nu știu câte firme sunt în Republica Moldova pentru care au licențe în domeniul dat. Deci, până la urmă, adică de ascultat a fost ieri foarte interesant și plăcut de ascultat. Dacă dar numai de ascultat. Da, dacă ați găsească modalitatea de a realiza, a să fie foarte, foarte bine. Dar, domnul Cojucaru, iată domnul Onofriciuc zice că n-a ajuns la ei. De, ce se întâmplă în interiorul primăriei că până la urmă nu ajunge? Consilierii verifică această situație? Spun mai mult, am mai repetat și în alte emisiuni. Anul 2017, aș spune că a fost anul cel mai fructuos din punct de vedere a alocării finanțării a suburbiilor. Pot să confirm și domnul primar. Noi am dat cel mai mari sume din istorie de când este municipiu. Însă când ajungem la capitolul ca banii să fie absorbiți, aici deja apar întrebări. Cum și s-a spus, s-a dat 1 milion, anul acesta pe 2018 se privea circa 2 milioane pentru drumuri care sunt planificați de a fi dat. Iar când ajungem la capitolul iarăși de absorpție, ori ei sunt la sfârșitul anului dat și asta este intenționat făcut, după cum se știe. Că nu mai reușesc și ei revin Nu se reușește de a face licitațiile, nu se reușește din anumite condiții climaterice de a face aceste lucrări și ei sunt, spunem, alocați într-o altă direcție, cu tot cu altă destinație. Cum să știi, de exemplu, rămân așa cum nu numai drumuri, dacă asta ține și de școli, asta ține de orice obiect social. Nu este interesul de a face cuiva un obiect social când este interesul de a menține un partid sau un alt interes de a spăla bani pe un alt tender mai profitabil pentru cineva. Domnul Onofriciuc, pe lângă drumurile acestea s-a vorbit foarte frumos și în termeni destul de așa fastuoși și despre violența în familie și activitatea Ministerului Afacerilor Interne spre beneficiul cetățeanului că se va îmbunătăți. Ce se va îmbunătăți? Pentru că până acum violența în familie era descoperită doar după moarte de om, mă scuzați de așa detaliu sinistru, și de violarea copiilor sau cazuri oribile din ultimul timp care se aud. Nu, cel mai neplăcut este și straniu este acele schimbări care s-au făcut în cadrul Ministerului de Afaceri Interne, politica care duce Ministerul Afacerilor Interne, și anume lucrul sectoriștilor în sectoare în teritoriu, adică foarte multe funcții care au fost abilitați, lucrările care trebuie să fie făcute de către sectoriști în teritoriu, de către poliția, au fost strămutate, ori retribuite la administrații publice locale. Dar administrația publică locală nu are statele în destul și nu are capacitățile, spunem așa, pentru a căuta și a găsi și a numi un agent constatator care trebuie să fie învățat, care trebuie să știe cum se întocmește acel proces verbal, care trebuie să știe cum să-i prezinte la instanța de judecată pentru a fi pedepsit persoana cea care a încălcat careva regulile. Dacă înainte aceste procese verbale fost întocmite și prezentate mai departe într-o mate la organele după scară, era pe spatele lucrătorul de poliție, sectoristul, cine acolo este, acum
toate astea s-au pus pe spatele nostru. Și lucru cu ce ține de în familie, unde sunt pătrii sau cineva mult vulnerabil, unde este violența familie. Adică iară s-a mai adăugat lucrul la asistent social, care este după state în orice localitate, fie de 5.000 de populație, o persoană. O singură persoană. Și noi am văzut în patru state că este imposibil să facă față. Imposibil, dar nu că este imposibil. Persoana aceasta poate, după lucruri care îi face, adică pregătește careva materiale pentru a duce la direcția asistenței sociale, prins careva ajutoarele, ori de a stabili, a constata că în familia aceea este un pericol pentru copil. Cu mult mai atât, noi suntem obligați, nimeni nu poate să facă lucrurile astea, noi suntem obligați, dacă noi vedem că copilul suferă în familie, noi suntem obligați, noi să pregătim toate materiale, să prezentăm, să ne întâlnim în instanță judecată pentru a leși de drepturile părintești a părinților care, adică, spunem așa, violează copiii, nu îngrijesc pe așa mai departe. Adică noi nu avem secțiuri, când în cadrul direcției municipiului Chișinău, spunem așa, raioane, sunt direcții de protecție a drepturilor copilului, unde sunt angajați 1, 2, 3 juriști care sunt cunoscuți cu procedurile, sunt competenți în domeniu, dar asta tot pus pe spatele nostru. Și asistentul social acela, afară de cei care lucrează cu bătrânii, trebuie să lucreze și cu copiii și cu ceilalți. Adică lucru foarte mult care fizic nu reușești să faci, calitativ așa cum trebuie să fie făcut. Și de atât apar cazurile acele. Adică este careva, știți, o lege prăvit, poate și e bună, dar poate și nu-i prea bună, dar partea aceea nu s-a schimbat. Și rămâne locul gol pentru a face careva crime, careva abuzuri, careva violență și mai departe. Adică aici trebuie, că asta poate este și rezultatul neconlucrării anii precedenți între centrală Centrală și administrația publică. Da, poate asta sunt consecințele. Dar aici trebuie de stat, de analizat și de făcut careva schimbările pentru a evita pe viitor aceste cazuri. Că toate situațiile acestea dumneavoastră le comunicați, vorbeați, spuneați că nu se ajunge. Se comunica, se anunțau? Sigur, se anunțau și organizația calmul Congresul Tăților Locale nu odată înștiințau administrații centrale că este nevoie, dați facem, dați schimbăm ceva, dați mărim numărul de state, dați mărim numărul de, chiar să mărim salariile. Dacă să ne uităm acum în administrații publice locale din nivelul 1, salariile la un specialist sunt numai mult de 3.000 de lei. Cine a să vii, care specialist calificat a să vii salariul 3.000-3.000 jumătate de lei? Cine a să vii? Nu a să mai vii nimeni. Și eu vă spun numai la noi, la noi ca la noi, dar eu știu, sunt sigur că la toate primăriile este lipsă de cadre calificați, pe motiv că la așa salarii, mizerie, nu vine nimeni. Dacă vine cineva care vine poate să stăie o an, doi, poate ceva s-a învățat și a plecat mai departe, el caută și asta e normal, omul caută unde plătesc mai bine, că se poate să îndrățăi familia, să facă o familie, să construiască un imobil, să procure un apartament, adică sunt careva necesități. Și că tot este, spunem așa, dereglări, toate acestea neajuns, să răduc la ce că nu e posibil de a asigura activitatea autorităților publice locale de nivelul 1, la nivelul care solicită societatea și la nivelul care trebuie să fie pentru a face condiții de trai decent a cetățenilor Republicii Moldova. Da, domnul Cojucaru. Eu totuși m-aș expune puțin altfel referitor la capitolul cadrelor. Actualmente, în Republica Moldova, nu numai la autoritatea publică locală din nivelul 1 sau din nivelul 2, este problemă de cadre. Deci, părerea mea personală, tot de fiecare dată îi vin cu oricare reforme. Reformele nu fac decât dau obligațiuni fără a da și totodată și soluții. Se dau obligațiuni, de fiecare dată se măresc împuternicirile pentru o persoană din contul la locul vacant care este. Iar locul vacant este dintr-un singur motiv, nu este o persoană calificată. De ce nu este? Ea nu este salarizată, ea nu își vede un viitor în Republică și mare majoritate migrează. Pleacă. Dacă să vorbim despre asistența medicală primară, care eu sunt convins și la dumneavoastră este un deficit cu lucrătorii, am niște cifre certe care pot fi verificate de la data 28 ianuarie 2018 la Ministerul Sănătății României erau depuse 4.268 de cereri a
colaboratorilor medicali de diferite vârste, cel mai interesant, nu numai tinerii specialiști care după universitate, dar și persoana care deja este din punct de vedere psihologic stabilă și totodată din punct de vedere, să spunem așa, s-a manifestat ca un profesionist deja pe la el în țară. Ei pleacă, migrează 50 de ani, 55 de ani, migrează toți din țară. Simplu motiv, nu se salarizează și de fiecare dată vin cu diferite modificări care nu ușurează lucrul colaboratorului, nu numai medical. Eu îți gândesc chiar și un colaborator din primărie. Dar de fiecare dată îi mai pune pe umeri lui încă o sarcină. Și din păcate sarcina asta nu este simplă. Ulterior, sarcina dată, dacă nu este înfăptuită, este pedepsită, din păcate, penal. Fără ca ulterior să facă oricare investigații. Lor le trebuie atunci să sară pur și simplu capete. Cam cum avem exemplu cu polițistul care și primarul dintr-o localitate unde au fost o agresiune, echipurile în familie, până în final, nu știu de ce, s-au găsit de vină primarul și polițistul. Eu nu gândesc că asta este o problemă într-un singur sat, însă lor le trebuie demonstrativ să arăte că cei care nu își vor îndeplini funcțiile pe care tot ei le impun primarilor, e că după asta îi pot să duc o răspundere și penală. Noi avem un deficit, trebuie să-l recunoaștem și pentru a-l, spunem așa, lichida, este vorba de, dacă nu, de creat salarii, de creat cel puțin condiții ca acel specialist să dorească să vie, el să aibă, eu știu, un loc de trai, să aibă unele lesniri economice. Eu știu, primii pași care eu sunt ferm convins că ei deja cândva au fost implementați în Republica Moldova, nu este decât nevoie să ne întoarcem la o parte din ei, pe altele puțin să le schimbăm. Această stare de, care zice dumneavoastră, sărăcie și migrarea excesivă la moment, în zilele de azi, pentru că se spune asta, se spune, oamenii din ce în ce mai des pleacă, se datorează faptului că poate că și oamenii sunt într-un fel oarecare presați în Republica Moldova și din alt aspect. Vorbesc acum, vreau să dau citire dintr-un interviu, un aliniat, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova, la o întâlnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii, James Pettit, s-au plâns în spate că primarii din Moldova sunt presați și șantajați cu dosare penale ca să-și abandoneze partidele din care fac parte și să se înscrie în PD. În acest sens, cifrele sunt relevante. Din cei peste 800 de primari din Moldova, peste 600 sunt momentan controlați de PD. Cifra asumată de fruntașii acestei formațiuni. Deci, de calm. Citat încheiat. Se întâmplă așa ceva la noi? Este, domnul Onofriciuc, sunt presați primarii? Nu, eu aș spune că pe spatele meu asta n-am simțit. A fost mai înainte niște încercări de cumva de a discuta, dar am auzit din spusele la alți primari, care de când în când ne mai întâlnim ca la așa evenimente cum a fost și ne mai întrebăm cum ar treburile și spun diferiți primari, spun diferite lucruri ce se face, spunem, în teritoriile, în Republica, în exteriorul. Aici, în centru, n-am auzit. Poate aici altceva, altă este modalitatea, altă atitudine față de primare, de alt nivel, că suntem mai aproape de capitală și suntem, poate, mai flexibil. Dar în localitățile rurale, unde sunt, am auzit că sunt cazuri multe care, prin care îi se expun că am fost chemați, am fost spariați că careva dosare, careva, au fost găsite în primul rând încălcări. Dar nu încalcă numai cel care nu muncește. Cu atât mai mult cu acele pregătire și cu acele cadrele care ai în primărie, iar să începem, de ce să fac greșeli? Pentru că nu sunt cadre calitative, profesioniste și sunt greșele, când vine controlul, depistează greșeala aceea și este motivul de a spune ceva ție, de a negocia, hai poftim, facem noi așa. Noi avem la moment ungheni, calaraș, sângeraute aici aproape, bălți, un șir de primari care ei sunt meditizați, că sunt șantajați și îi impus să treacă la Partidul Democrat. Corlăteni din bălți este, pur și simplu, în preajmă, unii
trăiesc părinții mei. Primarul a fost arestat. Ulterior aflăm că el e la Partidul Democrat. De ce noi trebuie să ne ascundem de fiecare dată și să ne temem? Da, la moment, în Republica Moldova, Partidul Democrat deține toate pârghiile, nu numai administrative, dar și pârghiile care pot să-ți, spunem așa, să-ți înflorească un dosar din nimic. Și aș fi de acord cu domnul primar, numai cel care nu lucrează nu face greșeli. Dar sunt greșeli mecanici și sunt greșeli când acel primar este implicat într-o dilapidare de sumă enormă. Aici este lucruri trebuie diferențiate și aici trebuie pedepsite. Și nu trebuie ținut acel primar care are apartenență cu Partidul Democrat, el se ține la lucru și unul care lucrează și noi asta putem verifica. Sunt primari care de mai mult de 10 de ani de zile stau în postură și au lucruri făcute. Dacă el are 3-4 mandate, este ales, nu degeaba la lege. Înseamnă că satul are o încredere în trânsul. Și peste noapte el nu mai vrea să participe la următoarele alegeri. Nu este normal lucrul dat. Și se teme de fiecare dată orice primar să spui asta. Eu sunt ferm convins dacă va fi o răscoală, o revoluție, fiecare a doilea primar a să iasă în public așa să spui lucrurile astea, dacă ori rămâne Partidul Democrat, poate cu vreo 5 localități unde să-i susțină cineva. Unde cu adevărat se vrea să fie aderare la partid. Vă spun mai mult că și atât. Uitați-vă în Parlamentul Republicii Moldova ce se face. Majoritatea cu ei este Partidul Democrat. Vă spun mai mult. Ei au venit cu 200 de primari, actualmente au peste 700. Din asta ne-a spus 600 cifra. Nu, este peste 700 de primari care sunt actualmente la Partidul Democrat. Vă spun mai mult ca așa. Dacă eu, noi fiind în Consiliul Municipal Chișinău, la moment deja se vehiculează din surse de încredere că mai mult de 12 consilieri de la Partidul Liberal vor să treacă în Partidul Democrat. Dar nu o fac numai de atât ca să nu fie unei mulțumiri de la societate că toate pe rând trec la Partidul Democrat. Unii nu te întorci și spune Partidul Democrat. Orice act, dacă el este, orice construcție în municipiul Chișinău, dacă el are denumirea cu o apartenență oricare Partid Democrat, el merge fără probleme. Dacă este un agent economic care vrea să îndeplinească o lucrare, dacă are apartenență Partid Democrat, el merge fără probleme. Dacă nu ai o apartenență, nu ai un sprijin la acest partid, uitați-vă să închid. Pleacă lumea din țară, de ce noi grăim că... Da. Vreau, Rige, vă rog frumos să pregătiți videoul numărul 1, în care vreau să vedem ce spune un primar, la fel cu activitate de mulți ani, cum trebuie să fie o administrație publică locală ca să nu ajunge în situația critică sau în situație când nu reușești să faci ceva. Da, vă rog. Una, ceea ce nu trebuie să uite nimeni care vine la putere, că venind la putere și fiind investit cu o putere asupra oamenilor, să nu uiți niciodată că te conduce de lege. A doilea moment, să nu uiți niciodată că conduci cu oameni și deseori nu poți să găsești soluții numai în lege. Legile tot oamenii le fac. De aceea te conduci de lege, respecti legea, dar nu uiți că primordial este și omul. Și a treia, că nu totdeauna vei conduce. Asta este foarte important. O bună guvernare prevede ce? Trei lucruri. Ca să activitatea să fie transparentă, ca să tot cei participanți la guvernare să aibă o conduită, o etică, și să putem ca să implicăm cetățenii ca să fie o mai mare participare a cetățenilor în viața comunității, în luarea deciziilor, în îndeplinirea proiectelor care se derulează în comunitate. Revenim în studio. Vă reamintesc, dragi telespectatori, că discutăm astăzi cu Dinari Cojocaru, consilier PSRM în Consiliul Municipal Chișinău, și Iurie Onofriciuc, primar al orașului Vadul Vodă din componența municipiului Chișinău. Domnul Onofriciuc, ce înseamnă să administrezi o localitate ca să pui priorități pe dezvoltarea acestei localități și ca să nu ajungi în situație, cum a zis, ca să-ți vină și să te roage frumos să aderi la PD? Ce înseamnă să administrezi? În primul rând trebuie să fii pregătit singur, calitativ. Să ai închipuirea, adică să ai capacitățile de a înțelege toate lucrurile care vrei să le faci în localitate și cum să le faci. A doilea, trebuie să ai o echipă
o echipă de lucrători care sunt specialiști în diferite domenii, fie jurist, fie inginer cadastru, fie arhitect, pentru a pune lucrările pe roțile, dar pune lucrările așa cum cere legislația în ziua de azi. Cu regret la noi, legislația schimbă de pe zi să trece, fac schimbările și nu reușesc să urmărești după dânșii, dar este necesar lucrul să de făcut. Și a treilea rând, trebuie să fie conlucrare între administrația publică, toți între administrația publică și între partea executivă și partea legislativă. Adică consilierii trebuie să conlucreze cu administrația publică, dar nu să fie lupte politice câmpul. Că cunosc niște localități, chiar ieri am vorbit cu un primar, chiar de sub Orbie, că sunt niște lupte între consilierii. Păi bine, eu înțeleg asta în primăria municipiului Chișinău, că se mai întâmplă și s-a mai întâmplat sunt pe timpuri. Dar în suburbii tot se întâmplă acest lucru. Sunt. Dar ce poate să mai împartă acolo? Nu, pe politic. Acolo sunt interese. Dacă interesul e major, acolo, este... Politici nu. Acolo sunt interese, iarăși, poate fi interesele personale și dacă, au venit la primar, de pildă, a spus că haideți să facem lucrurile astea. Primarul murește. Băi, legea asta nu prevede. Se poate numai așa. Nu e vreau așa. Și dacă nu ai făcut, înseamnă că începe clanul celor, gruparea aceea, s-a acumulat și, tu nu vrei să rezolvi problemele noastre? Bun, noi ți-ai pune pedici și începe a pune pedici la primar. Asta e că primarul trebuie să găsească modalitatea de a conlucra cu consilierii pentru ceea că ideile care el promovează și lucrurile care face să fie susținut de către Consiliu, că Consiliul prinește deciziile, îi dai cu propunerile și decide Consiliul, facem lucrurile sau nu facem. Și mai departe primarul se poate să implementeze. Aici trebuie să ai o capacitate de a consolida Consilium, nicătând la cei care sunt din diferite apartenți politice, în suburbii, în localități mici, poate mai ușor, că sunt oamenii din teritoriu și cunosc unul pe altul, la nivel de municipiu, ca și la Parlament, o leacă mai greu, acolo sunt poate interesele mai majore. Dar în statele din raioanele Republicii? Acolo tot poți înțelege. Nu cred că sunt multe sate sunt care sunt așa neînțelegeri între consilier și primar. Acolo altfel, oamenii altfel se comportă și altfel se conlucrează unul cu alții. Sau se mai întâmplă una din suburbiile în care am fost noi cu echipa de filmare, lobby se face de proiecte, de decizii pentru consilier și majoritatea cazurilor doar în preajma, în anturajul consilierilor se întâmplă dezvoltarea satului. Când e primarul, administrația publică locală, adică în fruntea primarului, este interesată să lobbyeze careva întrebare iarăși și chestii personale, clar că vine partea cei de consilier. Bine, noi promovăm întrebarea voastră, dar haideți să promovăm întrebarea noastră. Și de acolo spordesc greșelile. Și când vine controlul, zic, băieți, voi și ați călcat, voi n-ați făcut corect, trebuie să faceți așa. Și se începe careva nepresiuni, că se încep careva neplăceri și așa mai departe. Dar sarcina principală a primarului trebuie să fie să poți consolida administrația publică locală ce ține de partea executivă, adică primarie, primarul cu echipa lui de lucrători și consilierii din cadrul Consiliului care tot să-i primească hotărâri, deciziile care sunt. Când dumneavoastră, domnul Cojucar Acuș, vreau să dau, acum mi-a venit o idee, când dumneavoastră, dacă vi s-a întâmplat așa ceva, la primărie ați vorbit despre funcțiile acestea care, la care, la unele din ele, nu vin oameni profesioniști, că ei nu sunt, au plecat. Vi se întâmplă că nu reușiți să angajați o persoană care trebuie și care este priceput în domeniu. Ce se întâmplă? Ce faceți? Noi facem, suntem nevoiți să angajăm oamenii care găsim, ori încheiem contract cu careva firme pentru a face față lucrului. La mine a fost recent un caz, da, contabilă șef a plecat la pensie pe stare de sănătate, a plecat la pensie, nu-i pe loc. Adică au rămas numai funcționari tineri care nu cunoșteau cum chestiile ce se fac. Rugam și pe un pensionar, și pe altul să ajute. Am fost la cadrul, la direcția de finanță, la Chișinău, la doamna șef, contabilă șef, la doamna... Văzdăuțeană, mă, era plecată la doamna... Era și o doamna Văzdăuțeană atunci, la doamna Valentina. Și am spus, ajutați ceva, faceți ceva, dați că e caraul, numai la noi, peste tot. Voi vreți să fiți la timp să fie calitativ dată. Dar dacă n-ai cu cine lucra... Dar nu ar trebui să coordoneze, în cazul situația dumneavoastră, că sunteți în suburbie, sat din componența municipiului, primăria să coordoneze și să le facă școli, traininguri diferite, să-i pregătească. În publică calmă acesta, Congresul Administrației Publice Locale se ocupe cu pregătirea profesională. Calm nu se ocupe cu pregătirea, calm se ocupe cu conlucrarea între centrală și promovarea intereselor la nivel central a intereselor autorității publice locale. Dar asta nu este tot un interes? Da, da.
Și era pregătit niște scrisori, adresări au spus către guvern pentru cei că totuși să fie ridicat nivelul de salarizare la funcționari de patru primărie, să putem să atragem oamenii specialiști. Când spune o persoană că cât unii îți plătești, el zice că 3.000 de lei. Dar cât eu zic 3.000 de lei, nu mai vin la tine, da. Aici eu văd o lacună în această distanță. Aici altfel e că trebuie, nu știu, am să fac niște restructurizări în cadrul Direcției de Finanțe Municipiul Chișinău, dar după cum noi cunoaștem, aici salariile au fost cu o leacă mai bune ca la noi, din motivul celor care au multe funcții vacante. Uh-huh. Și noi, autoritățile locale, eram puși în situație să dăm numai dări de seama și să îndeplinim careva tablițe, careva blanchete pentru cei că se gătească informația acolo. Adică la noi contabilii lucrează în regim, spun, 14 ore pe sutcă, adică foarte mult, și la urmă că sunt ucărâți, de ce nu dați la timp, de ce aveți greșeli acolo, zic, cum să nu fie greșeli dacă persoana nu este abilitată, nu reușește, nu cunoaște. Domnul Cojucaru, ce rol au satele din componența municipiului în dezvoltarea întregii aceste regiuni? Și care este conlucrarea dumneavoastră în calitate de consilier cu acești 18 primari din municipiu? Deci, în principiu, ca conlucrare, să vă spun la direct că conlucrăm cu câțiva primari, deoarece care sunt mai receptivi, eu ca consilier, poate primarul, apropo, primarul, eu știu din câte, din informații pe care eu o cunosc, timp de 8 ani de zile, de câte ori a fost chemat de domn primar la vreo ședință comună de prezentarea problemelor. De primarul interimar care e doamna Sinu. Nu, de domnul Chirtoacă. Nu, dacă am fost chemați odată până la începutul anului, când vreau să spuneau că noi să vă dăm câte 2-3 milioane pentru suburbii, pentru lucrările careva și gata. De două odată. Noi am făcut cel puțin de 4 ori întruniri cu primari pentru până să aproba bugetul, pentru a afla care sunt lacunile, care sunt punctele slabe, pentru cumva a stimula. Referitor la conlucrare. Deci fiecare primar se bucură atunci când lucrătorul lui nu lucrează la dânsul în sat, dar lucrează în oraș. De ce? De tăc viza de ședință este în sat, ulterior banii ce vin la autoritatea publică locală. Totodată fiecare primar se bucură dacă el are o întreprindere care este și înregistrată totodată în sat. Deoarece iarăși tot impozitul este ulterior revine la autoritatea publică locală. Actualmente producerea, da, în mare majoritate de cei ce este în suburbii, este a unor întreprinderi, este la ei pe loc, însă înregistrarea întreprinderii este în municipiu. Pentru primărie asta nu prea este rentabil, doar se primește că se lucrează, ei se uită altfel, se uită gunoi, se uită gălăgii, se uită nemulțumirea cetățenilor, iar până în final banii se duc la Chișinău. Nu este pentru ei foarte rentabilă. Însă este oarecare conlucrare, de exemplu, dacă să vorbim la capitolul dezvoltării infrastructurii. De exemplu, să luăm aceeași școală. Este aceeași direcție comună care se subordonează. Totodată, municipalitatea poate să vie cu o sumă oarecare pentru îmbunătățirea ei. La capitolul cum ea vine, vă dau iarăși exemplu 2016-2017. Când noi alocăm bani pentru o grădiniță, se votează de către Consiliul Municipal, s-a întins tot transferul de bani până la sfârșitul anului, ca ulterior ei nu au putut fi absorbiți. Iar și aici noi întâlnim lobby-le, este politici, de care dumneavoastră a spus, consilierii locali, pentru ca să arăte că, de exemplu, dacă vine propunerea la Partidul Socialiștilor, noi să le arătăm lor, că noi știm doar toți suburbiile, majoritatea au alte partide, Partidul Liberal. Până acum, deja merge o schimbare așa totalmente la Partidul Democrat. Ei, fără acordul la partidul lor, nu dau voie să activeze altcineva. Dar până în final suferă cine? Cetățeanul. Cetățeanul simplu. Ce înseamnă autoritate publică locală? Asta nu este decât punerea unui gospodar, asta este primarul, și a unor gospodari care sunt, spunem, mai mult implicați într-un lucru, dar ei vor să vie cu un ajutor, cu un sprijin, cu un sfat. Asta sunt consilierii locali. Conlucrare între... Asta nu este o luptă, asta este o conlucrare. Deoarece este organul deliberativ. El a găsit punctele slabe în comună și totodată găsește și de unii de luat finanțare. Asta nu este problema primarului. Pe umerile primarului spune una, înfăptuirea acestui lucru în termeni bine stabiliți. Actualmente la noi nu e treaba dată. De ce? Iarăși se implică un partid care are un interes financiar
ca să fie acolo compania lui implicată, banii să îi absoarbă el. De acolo. Iar primarul de multe ori sunt primari care sunt onești și nu vor să facă contract. Și atunci nu le se găsește un dosar penal ca probleme, el să facă. Da. Și el e pus în două lacune, în două luntri. Una este că el, dacă nu semnează lui, să-i facă dosar penal. Dacă el semnează acel contract care are anumite lacune, el iară să aibă dosar. Respectiv e că avem deci și conflictul. Nu are alegere. Vreau neapărat să puneți video doleanța unui primar din suburbie, dintr-o suburbie la capitolul relația Chișinău-Suburbii. Chișinăul a fost totdeauna susținut de către suburbii și susținut în, atât în plan politic cât și economic și social, fiindcă majoritatea locurilor de muncă, care sunt foarte rău plătite, lucrează oamenii din suburbii. Și Chișinăul are mari datorii față de oamenii din localitățile apropiate Chișinăului. Deci această datorie nu trebuie să fie uitată și nu trebuie să fie uitat că oamenii care lucrează în Chișinău plătesc și impozitele din salariu tot în Chișinău. Nu vin în, deci nu se întorc proporțional în comunități. De aceea să nu se grăbească de a arunca pietre în localitățile din suburbie când trebuie să ridice mâna să voteze bugetul și investițiile pentru dezvoltarea suburbiilor. Niște suburbii bine amenajate și puternice, asta dă un municipiu puternic, o capitală demnă. Suntem pe final de emisiune și vreau neapărat să vorbesc despre activitatea CALM-ului, da? Congresul Autorităților Publice Locale. Sunt în ultimul timp niște discuții, precum că această organizație nu mai funcționează așa cum ar fi trebuit să funcționeze. Domnul Onofriciu, dumneavoastră ce părere aveți? Pentru că am văzut-o pe doamna Tatiana Badan foarte bine dispusă și cu speranțe că se va întâmpla multe lucruri frumoase. Dar oamenii în mai multe localități spun asta din cunoștință de cauză, pentru că am fost în la filmări și am înțeles că oamenii nu sunt prea mulțumiți. Cu regret, eu nu sunt membru, adică localitatea noastră nu suntem membru CALM-ului, dar cunosc din spusele la alți primari că, desigur, da, mulți primari nu sunt mulțumiți de activitatea CALM-ului și alții spun că s-au transferat într-un SRL, într-o firmă careva, care are ca adevărat anumite interesele. Adică noi am văzut că niște lucrări și bune care au făcut CALM-ul, era aprobate niște măsurile, eram susținuți de către CALM la niște întrebările care trebuie să rezolvăm la nivel de guvern. Am înțeles că CALM-ul are acces liber la ședințele guvernului pentru a promova care are interesele noastre. Spun că echipul lui a ajutat, dar din discuții care am avut cu alți primarii, mulți care au intrat în CALM, după ce au rămas nemulțumiți și practic nu plătesc cotizația, poate s-o cot ca membri CALM-ului, dar nu achită cotizația și respectiv au pierdut tangența cu organizația dată. Că acele așteptări care erau despre activitatea CALM-ului, cu regret, ele nu prea s-au realizat și mulți oameni deci, au rămas disperați. Deci, până la urmă, acea speranță pe care dumneavoastră o așteptați și de la întâlnirile din 1 februarie și la 1 martie, care au avut loc cu Autoritatea Publică Centrală, ele sunt cam, după, dacă intrăm un pic în detalii, domnul Cojucaru, ce credeți? Trebuie să spere că se va întâmpla lucruri minuni în ultimul timp? Deci, succint, vă rog. Ca idee, da, părerea mea. Ar fi bine ca cineva să apere interesele. Însă, din ceea ce s-a întâmplat acum ieri, pe 1 martie, când la toți membrii CALM-ului li s-a dat subînțeles prin întrebare că voi, dacă sunteți membri CALM-ului, dacă voi sunteți membri Partidului Democrat, voi ați beneficiați de aceștia 1200 de kilometri. Apare întrebarea. În Moldova sunt 789 de primării.
Dar dacă vorbim de localități, ele sunt peste 1300. Dar să împărțim aici 1200 la cifra asta. Numai dacă o împărțim la 898, ne iese 700 și ceva de metri într-o localitate. Oare asta este o realizare pentru un primar, pentru o localitate, 700 de metri și nu se știe de care drum a să fie. El a să fie asfalt sau a să fie, eu știu, prundiș, numai acolo ceva pus. Apare încă o întrebare. Dar oare când noi achităm același litru de combustibil, oare când noi achităm aceiași de vamare, oare când noi achităm aceleași taxe pentru automobil, unii drumul celălalt, trebuie să fii membru Partidului Democrat, primarul tău și autoritatea publică, ca la tine să facă drumul. Dacă tu nu ești, bine mersi, că noi mai avem de 6 ani să facem un drum, un gen Chișinău și Sofurat. Apare întrebarea, cine să facă drumul ăsta, cum și-a spus domnul primar? Tehnică noi nu avem în Republica Moldova atât. Chiar și dacă ei se vrei să implementeze, noi nu avem atâtea organizații cu unitate tehnică. Deci asta ajungem la concluzie că a fost spălare de creier și speranța pe care o așteaptă primarii trebuie să trăim cu speranța. Speranța moare ultima, așa spunem. Noi cetățenii simpli așteptăm și toți oamenii din Republica Moldova așteaptă ca în fruntea fiecărei localități să fie câte un primar care nu se teme de nicio presiune și care își realizează munca, își îndeplinește funcția conform legii și gândindu-se la beneficiu și dezvoltarea localității. Asta ne dorim noi toți. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Astăzi am telefonat și la calm domnul Furdui, invitându-l în emisiunea aceasta, a spus că este plecat. O organizăm încă o emisiune în care vom chema neapărat și reprezentanți de la calm ca să mai discutăm despre administrație publică locală. Eu vă doresc seară bună, vă aștept marți și vineri la 19:00 la emisiunea Noi despre Noi.